În cadrul măsurii 322, renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale au fost depuse spre finanțare la Asociația Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare. 21 de proiecte cu o valoare totală nerambursabilă de peste 640.000 de euro. Un proiect de succes din această măsură este următorul instalații termice și lucrări de renovare la sediul primăriei Sanislău, județul Satu Mare. Prin programul Lider Gal Sud-Vest în comuna Sanislău s-au achiziționat echipamente pentru dotarea serviciului public și anume un tractoraj pentru lucrări întreținere spații verzi, remorcă tractoraj pentru transportul resturilor vegetale, mașină de tuns gazonul și compresor întreținere utilaje. De asemenea s-a făcut dotarea cu laptop, aparate foto și copiator multifuncțional. Valoarea totală a proiectului este de 66.478 de euro, iar ajutorul public nerambursabil 26.007 euro. Am, la ultima sesiune am depus și noi un proiect pentru dotarea serviciului de gospodărire comunală în valoare de 26.000 de euro, în care intră un, tra un, mini, un tractor mai mic, un aparat, o coasă, o motocoasă, deoarece ne ajută pentru menținerea și, gospodărirea spați menținerea și întreținerea spațiilor verzi.